găsești? Tata mi-a pregătit o provocare. Da, unde e tata? Salut! Salut! Cum ți-ai pregătit provocare și cu piciorul în gips? Mie mi-e interesant, cum te-ai ridicat tu? Pentru că noi n-am făcut chestii de astea. Dar nu eu am făcut asta. Dar cine? Că nu mai avem pe nimeni în casă. Avem, mămica, avem. Acum și să vezi. Eu așa cum sunt cu piciorul în gips, nu o să pot să... Particip în provocarea asta, de asta v-am pregătit-o vouă. Mm-hmm. Dar o să am nevoie de ajutor. Și ajutorul meu este... Ariana! Aaaa, iată cine! Ariana o să mă ajute azi cu provocarea. Și cine a lipit aici? Tot ea? Serios? Da. Păi, eu am crezut, cu ce te ajungi? Mă ajut, Ariana? Oh, dat să mă pun mai... mai comod să mă așez. O, oh, ce super așa! Asistentul acolo lucrează de greu. Da. Asistentul să mă ajute. Așa. În ce constă jocul nostru și provocarea? O să primiți provocări diferite și nu trebuie să treceți marginea pătratului, adică limita pătratului, să nu ieșiți după linia lui. Și după fiecare provocare, pătratul o să se micșoreze. Ariana o să mă ajute cu asta. Așa, până la urmă, o să vedem cine o să rămână cel mai puternic. Cine păi și cine pierde în cazul acesta? Cine iese din pătrat? Cine iese? Păi nimeni nu o să iasă din pătrat. Păi da, dar el o să se micșoreze, da. Tot mai mult și mai mult. Uh-huh. A, și tu prin provocări vrei să faci ca noi Snirin. Să calcăm, da? Corect. După pătrat. Corect. A, ok. Am da, înțeles. E bună provocări, da. E bună. Da. Bine, eu mergem. Eu cred că stai doar cu piciorul în ghips și te relaxezi, dar tu nu, mintea lucrează, da? E interesant, da. Da, ok. Ți-ai luat și asistent, văd când da, asistenta. Asistentul, tata. Pentru prima provocare. Avem aici cartonașe și o să trebuiască să le aruncați în coșul acela. Așadar, și o să aveți 5 încercări, adică 5 cartonașe. Dacă o să nimeriți 3, o să aveți imunitate, o viață. Adică dacă o să călcați peste linia pătratului, o să se ierte într-un fel, da? Adică o să aveți imunitate. Prima provocare este mai mult pentru asta, ca să căpătați câte o viață, dacă puteți. Ați înțeles? Mm-hmm. Hai, veniți și luați-le. Nu. Ai crezut că așa din ușor, da? Din prima. Vă dăm o viață că să vă eliminăm deodată. Să vede că nu o să fie așa de ușor. Ariana, mă ajuți? Hai în parte la toți câte 5 cartonașe. Așa, cine vrea să fie primul? Eu vreau să începem de la asta, de la mare la mic. El vrea, știi, să vadă cum noi să procedăm și câte vieți. El vrea să arate că el e cel mai tânăr. Cineva e cel mai bătrân. Hai, Eugen, cel mai bătrân. Bine, hai, Eugen. Așa, dar de unde? De la linia ce aruncă? Din ce aruncă? Da, pentru că de aici să fii prea aproape. De la mijloc, da? Da. Ține minte, dacă nimerești 3, ai o viață. Da. O să poți călca în afara pătratului. Alex e mai mic, eu zic, de la jumătate. N-o să fie cinstit, uite, da. Eugen și din mașcat și cam n-o să fie cinstit față de el. Bine, noi ai Alex de la jumătate. Da, Alex de aici, de la jumătate. Întâi... Da, hai, n-o jur. Să înceapă Eugen cu cel mai mare. Așa trebuie. Sergiu, dar cum ai... S-a dus viața. Mi pare că nimeni n-o sugerească. Serios? Da. Tu ai încercat? Desigur. Hai, mămica. Ei, mămica. Așa. Dar cum? Cum ai organizat un cap? Tău? Cum? Unde să duc? Așa, am făcut așa. Alex, tu de aici. Tu de aici. Alex, tu mai aproape. Dacă am... Așa. Hai. Hai să te vedem, Alex. Uite la dânsă, vă și-a făcut. Da... Eu l-am găsit cum? Asta a fost ideea. Alex, dar cam... Cam la tine. Da, dar nu are viață. Deci trebuie 3 cartonașe să nimeriești, să primești la viață. Dar am crezut cu 5 cartonașe. Ariana, felicităm. Doar pe Alex, că Alex a nimerit una. Și acum ce trebuie să facem? Am trecut prima rundă, da? Acum se micșorează pătratul. Da. Mă ajuți?
Hai, fă-l mai mic. Bravo, Rian. De 5. Așa, acum trebuie să construiți o piramidă. Aceasta este următoare provocare. Cum, cât, când și cum vreți, dar trebuie să faceți o piramidă. Din ce? Cum? Cu mâini sau și... Cu ce vreți, trebuie să faceți o piramidă. Și materiale nu s-o arătă. Da. Hai, hai, țineți minte de limita pătratului. Dar putem repil dacă putem să atingem așa? Da, așa, cum ați face? Vezi, Alex, nu cauți că viața nu mai e în plus, așa că... Și avem timp limitat sau... Eu știu, știți care? Care? Aha. Și asta ce-i piramidă? Nu, confuzică. Piramida trebuie să fie formată din mai multe bucăți, eu știu. Nu? Nu e ca pe linie. Mai se treacă de pătrat. Mai nu ieșe. Nu, eu mă gândesc altfel. Haideți să facem asta, piramida vie, știi? Nu. Ne punem doi, unul lângă altul, și a treilea spui pe umeri. Da! Să spunească piramidă, hai. Nu? Hai, Alex. E ok așa? Cum picior aici. Urc eu pe umeri. Nu, tu vrei să fărâm chiar șlapul. Hai, așa, ne punem așa. Hai, ne punem așa. Da. Alex, tu te urci, hai, urci pe mine, că eu te pot ține. Să lasă o linie. Eu te pot ține și calci cu un picior ți pe un umăr de-al pe un umăr de-al mama și cu un picior pe un umăr de-al meu. Hai, poți, hai, te poți. Trebuie să, parcă îmblăm la basket, dar trebuie să-l dăm și la gimnastic. Hai, ține-mi mâna sus, așa, urmă. Aoleu! În genunchi îmi tăi, oi, îmi te vei Jenia, nu-i corect ca să rup în spate. Este piramidă. Da, este, hai, coboară. Oh, my God! Bravo, bravo. Bravo. Pentru următoarea provocare, avem o frânghie aici, Ariana. Și o să o ținem noi, dar ei o să trebuiască să treacă pe sub ea. Mă ajuți? Da? Hai! Stai te scoali puțin, așa! După cum vedeți, s-a micșorat pătratul nostru. Deja e acolo pătratul. Așa, Ariana, du-te partea centru. Du-te acolo. Așa. Și o să ținem. Ține așa sus. Deci nu aveți voie să vă... Faceți așa. Aha, doar pe... așa, da? Doar cu spatele, da. Avem voie să ne atingem de pământ, da? Da, doar să nu călcați după linie. Asta e ideea. Așa, Ariana, ține aici așa. Ușor. Hai să vedem. Ai grijă de pătrat, Alex. Da, să vă dau și la... Hai că a rămas. Ușor. Mai sus, Ariana, mai sus, mai sus. Așa. Ce nu se poate așa, nu? Trebuie un urmă numai. Mai sus, Ariana, mai sus. Nu poți să te îndoi așa. Seama, dă-te puțin în colț și lasă-mi tu lăbit. Hai. Am trecut, merge, am trecut. Hai eu, hai. Am trecut, nu? Ai trecut, da. Acum doar acum. Acum înapoi. Acum înapoi, da? Nu, nu, nu. Treceți înapoi. Mai sunt două nivele. Ați crezut că să fie așa ușor? Ariana, acum ați fie așa. Da. Hai, Alex. Hai, înainte. O, linia, aproape. Hai, vin aici. Vin aici, lângă noi, lângă noi aici vină, că noi pe rândă să facem. Așa. Atent, nu calci. Mai sus, Ariana, mai sau sus? Sau poți calci. Și o să ajungem și mai jos. Hai, mă, mica. Nu e. Hai, nu ești elastică. Spate-mi. Hai, așa, are vină lângă mine. Așa, hai. Ariana, mai sus, mai sus? Încă n-am ajuns la nivelul celor. Bine, hai să trecem la nivelul 3. Hai, treci, domnul Jenny. Eu cred că este nivelul 3. Nu, și acum așa, Ariana, ține. Serios? Mai strâns. Carâma. Așa. Mai jos, Ariana, mai jos. Să spun. Așa, Alex, vezi că tu poți să ieși din pătrat, așa? Da, vedeți, aveți grijă de linii când o treceți. Trebuie să vă atingeți de frânghie. Hai. Hai, Alex. Așa. A pus mâna pe... să sârfi. E jos poate să pui mâna. Mai jos, Ariana, dă mai jos. Aici? Mai jos. Așa. Ține așa. Hai, mai mica. Strâns, Ariana, strâns.
Trage, trage, trage. La tine trage. Trage la tine, așa. Păi că aici au rămas. Hai, hai, mă mie, că hai, că poți. Dar vezi că ești din patra... da, da, da. Smart, smart. Așa, hai, n-am Jenea. Și de greu, pătratul este... Da, da, vedeți unde călcați. Nu știu să vedem cum mai stii șerțul. Mariana, trage, trage mai tare. Trage? Așa, să vedem. Să nu trebuie să n-am jurat. Hai, n-ați călcat. Bine, hai. Hai, dați frânghieta jos. Vin la tata. Bine, ați trecut și de această provocare. Așa, dragi prieteni, acum la noi pătratul s-a micșorat și noi am curățat împrejurul lui ca să fie curat. Uitați-vă. Da. Ca să se înțeleagă. Și acum o să fie interesant, pentru că următoarea provocare este, Mariana, ei trebuie să sară într-un picior până spui tu stop. Adică să nu vă pierdeți echilibrul. Da, da. Trebuie cineva să iasă din părăta. Noi n-am nășit, noi toți suntem puternici, noi lipsim. Dacă cineva o să-și pierde echilibrul și o să iasă din pătrat, înseamnă că pierde. Corect? Așadar, haideți să începem. Care dorim noi piciorul? Care doriți voi, într-un picior și săriți în el până spunem stop. Nu schimbați piciorul și nu trebuie să-l puneți jos. Numai într-un picior, da? Numai într-un picior. Al doilea piciorul trebuie să-l puneți jos. Ok. Ridicați un picior da, sus. Da, nici mâinile. Nici mâinile. Ridicați un picior sus și gata. Începând cu acest moment... Nu trebuie să puneți piciorul jos, să pierde. Dar eu nu mă pot să mă țin într-un picior. Mă-ți. Așa, Ariana, poți să pui start. Da. Ariana, spune-mi cuvântul stop. Ce zici? Da, da. Hai, spui. Hai, spune stop. Da. Stop, Uri. Super. N-ați spune stop mai devreme puțin. Dar de ce ați pus ambele picioare jos? Pentru că cineva a ieșit de joc. Bine, bine, eu glumesc. Am Jenea-o pierdut. Bravo vouă. Dar eu și-a câștigat. Nimic. Tu n-ai câștigat nimic, a ieșit din pătratul. Acum pătratul o să se micșoreze. Și o să mai fie o provocare. Pătratul nostru s-a micșorat și mai mult. Și deci următoarea provocare o să fie ca și cea precedentă de start-stop. Dar acum o să trebuiască să vă rotiți, să nu vă atingeți unul de altul și să vă rotiți până Ariana o să spună stop. Și cu condiția că nu călcați în afara pătratului. Ariana, poți să spui cuvântul start, acum. Start. Mariana, hai spune cuvântul stop. 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 Așa. Văd că nu iese nimeni din pătrat. Înseamnă că acum o să trebuiască să săriți într-un picior, rotindu-vă. Poate cineva iese din pătrat, dar hai să vedem. Și nu schimbați piciorul. Start! O, mămica! Deodată a ieșit! Și eu am câștigat? Alex a câștigat! Bravo! Păi nu mă pune vârsta mea cu vârsta lui! Dar care vârsta ta? Pentru că eu m-am rotit și deja eram amețită și nu ne-ați dat voie să ne odihnim! Eu aștept premiul! Ariana, ce-au câștigat? Hai să aducem. Da. Și unde v-ați pornit? Hai, Ariana, noi după premiu, acum și venim. Dar noi așteptăm aici să fim curioși ce-am pierdut. Da. Alex, norocos. Da, da, da. Alex o să primească un cadou mare. Eu sunt norocos. Da. Da, cam prea mare viteză și-o luat ei după cadou, nu-ți pare? Mm-hmm. Da, Ariana cam avea și o față stranie, de mult n-am văzut-o așa. Parcă ascundea ceva, da. Știi? Da, îi așteptăm puțin. Da. Să vedem ce o să aduc. De ce așa mult așteptăm? Pare tare straniu. Parcă stăm așa, știi, și așteptăm, dar parcă am o senzație că nu o să vină nimeni.
vrei să spui că am fost păcăliți? Adică mai bine zis tu ai fost păcălit. Da, de ce mai iau? Da, păi... nu ai, pentru ce am muncit aici. Păi da, dar lui premiul trebuie să-i dea. Sergiu! Ariana! Ariana! Da, înseamnă că au făcut-o. Aha, prinde-i!